Salutare frați mei lupi, eu sunt Beagle și bine v-am găsit la un episod. Astăzi voi reacționa la primul meu hate între ghilimele, că nu. Practic eu i-am cerut la băiat să facă așa ceva pentru că haterii mei nu vor să-mi facă nimica. Nu, glumeam, nu plâng. Păi da, și sigur vă întrebați acolo în căpușorul vostru, dar Paul, ai calculator, de ce nu filmezi pe calculator? Pentru că microfonul de la căști e praf, deci e praf, e praf. Cred că ați auzit cum se aude de la episodul ăla, mă arunc de pe geam, sar pe geam, deci e praf, e stricat, e... Trebuie să-mi iau altul. Uze cele de la Maxa sau de la Lidl. De undeva iau eu. Da, și haideți să reacționăm la primul meu hate, între ghilimele. Vedeți că eu i-am dat like la băiatul acesta să, uite, no, să vă arăt eu. Dovada, am dat like acolo la băiatul, deci dați și voi like la băiatul pentru că face o treabă bună. Nu, dacă vreți pana mea, și abonați-vă, na, pana mea. Da, deci hai să-i dăm drumul și să reacționăm. Tare, tare, mi-au spart urechile. The Wolf, ești nebun. Sper să se audă. Canalul meu Big Golf, numele meu The Wolf, Big Golf, pe am mutat semnarea, dar sunt multe canale cu numele Wolf, așa că Dreptate. o să reacționez la tu camerele lui, la 100 de abonați și am 20 și acum n-am făcut chestia asta. Bine, video să-i vechi de un an, dar hai să Nu, încerc. 2 ani cred că are. Salutare domnilor și domnilor, eu sunt Big. Cum doamnă și domnilor, că nu cred că sunt oameni de 27 de ani la tine, așa că Bă, n-am mai înțeles logica știi? asta. Poate Dar se te-ai mutat, uită. tu ai logica, tu ai logica mea. Și unchiul meu se Bun, uită. Și și maică mea se astăzi uită. vreau să vă mulțumesc enorm pentru 100 de abonați, 100 de abonați. În primul și în primul rând vreau să vă spun că îmi pare rău că nu am mai postat, doar că nu am avut mult timp. Da, și vreau să vă mulțumesc mult pentru 100 de abonați. 100, doamnelor și domnilor, 100 de abonați. Și pentru că am făcut 100 de abonați, voi face turul camerei. Dar și îmi place mă chestia asta, că alții YouTube fac de la 500, de la 1000, de la 2000 fac asta, asta dar băiatul ăsta de la 100. Bă, mai ești mechis, mă. Eu am 20, n-am făcut nici acum. Și nici nu o să fac. Eu până fac 1000, nu fac nici o tură camerei mele, nici a orașului nu fac. Mie a orașului poate fără, dar nu fac camerei mele, așa că continuăm cu camera lui, cum arată. Bă, pe Da, atunci doamna noastră, eu haideți să ne habar apucăm n-am și să de nu mai YouTube, muncim. nu știam ce și cum, Haideți așa să că am luăm cu început ce cu direct noi. Aici, turul ușa mea camerei. cu afară, trebuie cu pusă, nu știu cum mai pasta în cap, dar eu am afară, ușa aia. Și e spalt, că spalt-o eu. Eu când am făcut 100 de abonați, eu nu mai știam ce să fac, ce și cum. Așa că am făcut direct turul camerei. Eu habar n-am mai știam ce să fac, am făcut totul. Și așa că am făcut turul camerei, pana mea. Geam, dar nu contează. Te-a ușa. Da, foarte frumos, foarte frumos. E frumos să Intră pe ușă, vedem. Nota 2 nesimțit. Dă-ți like la băiatul că face treaba destul de bună. Se-a întrebat, mă, că suntem la grădiniță. Jucăi? Bă, tu ai 7 ani sub clanță, unde ai tu, mă? 7 ani, ai 7 ani sub clanță, că tu ai jucăile așa acum. Din nou, nu vă duceți cu hate la băiatul pentru că eu am cerut să fac asta pentru că abonații mei nu vor să facă. Da, mă rog. Deci, să vedem. Jucăriile încă le mai am acum pe birou aici, fain frumos aranjate, pentru că mi-aduc aminte de copilărie și alte chestii. Haideți să luăm cu începutul, mai întâi din stânga. Aici avem ceva mini-tul, dar pot să zic pentru că sunt multe, multe setare. Păi că și eu, dacă te setare, cred că te pierzi prin ele. Am pierdut bani. După cum vedeți, sunt puțin Am pasionat pierdut bani. de puzzle-urile astea 3D, adică avem aici Titanic-ul, Turn Eiffel și un excavator care Cred că ar trebui să las mai s-a încet. construit în vreo 3 ore cu ajutorul lui taică-meu. Deci, da, au fost cam greu de construit. Cred că da, cred că taică s-au făcut toate alea 3 și acum se deșmie că le-a făcut el. Blasfemie, tu cum îți permiți, mă, să spui asemenea tâmpenii? Nu, glumeam, eu cu taică l-am făcut, deci, da. Dacă vreți, dați like la videoclipul lui, îl aveți în descriere. Aici putem să zicem că e un mini vârlog care îmi este extrem de lene să fac curat, adică vedeți și voi ce e aici, nu înțelegeți nimic.
stați liniștit. Bă, dacă au apa o săgeată acum, voi vedeți, mă, sticla de acolo, la paharul ăla, prin... e că e tot averea lui. E că e tot averea lui, că mai acolo, prin casă. Încă-l mai am. Încă-l mai am. Mamă, dacă ăsta se uită pe reacționarea mea acum, să nu dea că ăsta distracție. Serios, acum, dacă vreți, vă duceți la băiat și dați like, că eu nu i-am dat ăsta dislike, i-am dat like pentru că eu am cerut așa ceva, deci, na. Spune asta ca să știți și să vă intre bine în cap, că nu. Poate unii o să zică, da, bă, Paul, mie nu-mi place, eu dau dislike. Da, nu, eu vă zic să dați like, că băiatul chiar a făcut o chestie bună. Ia mai dislike o grămadă, dar mă deranjează. Sunt eu aici ca să vă explic ce este aici. Ciocolată mică, ochelea de soare. Mi-a făcut poftă, bine. Și mie mi s-a făcut poftă. A, se pe urmă, las-o bază, mă gătiți să mă bază. S-au plasut cu petoi, parfum, Nivea Men, portofel. Asta a fost reclamă. Camera cealaltă veche și multe alte. Da, bă, am făcut reclamă. Nivea Men, te rog frumos să trimiți o duzină de... să vedem, deodorant mi-ajunge. Ce multe, mă, că e spus pe toate ce e acolo. Glumeam, nu mi le ne să vi le arăt, pentru că... Asta o recunoaște. Cam atât, da. Și în jos mai avem șoseta asta de la mor. Băiatul meu, încă e la Crăciun, băiatul meu. Bă, tu crezi, acum e vara, la tine e Crăciun. Bravo. Bine. Acolo nu te-ai putea ce o făcut acolo, e anul de video de un an, că știi. Da, zic și așa. Crăciun și multe, multe setare. Asta știam și noi. Acum vedem patul. Patul, mă, de 20.000 de euro. Bă, nu știu cât a fost. Nu știu cât a fost, cred că a fost habar n-am. Mi-a prostă și dar te abonați, ce se zice? A, păi nu, o cameră 5 megapixel. Vrei calitate Full HD? Nici acum n-am calitate Full HD, am numai 720p. Ca așa vreau eu. Am ieșit când ai fumă, puteți te tași din gură să zici că ai pus-o tu. Încă-l mai am, uită-l aici. Uite aici polistirenul, uită-l, uite polistiren tapizat, uite ce fain e, mă, bă, ca la Bogătan, mă. Poate altul nu se dea, poate o să râd din chestia asta, că nu cred că mi-a stat un polistiren. Am și eu polistiren pus pe mâna, dar nu vreau să arăt, să știu lumea că am polistiren pe intens. Cred că i-am usat. Hai să continuăm. Camera asta are, cum zic, pot zic că nu e un defect așa de mare, doar că te trage curentul. Deci dacă nu ar fi... Bă, te trage curentul, nu-i bine, mă, ai curent pe gratis, bă, tu nu credești, mă, ai curent pe gratis. La curent am referit la faza deschizi o ușă în cealaltă parte a casei și o ușă în partea asta a casei și... Dacă le deschizi pe amândouă, se formeze un vânt care acela este curentul și dacă te trage curentul, adică ți intră vânt prin urechi, o să te doară capul. Eu cam asta am înțeles și cam asta am testat pe pielea mea, deci, na. Îmbolnăvești după aia, ai curent pe gratis. De polistiren, nu știu cum, mă trage curentul sau mă trage răceala de la... Mă, dacă ai curent gratis, mai contează răceala. Ca taică meu, de ce eu am pus, de fapt, stai fizică și întreb. Și am revenit, mi-a spus că acest polistiren este pus aici ca să nu mă tragă curentul și să fie cald. Am ales pus-o, dar că o spune tu că schimbă nimica. Este puțin cam rece. Da, bun, să ne ducem mai sus. Aici avem, o zic vreo una, două, trei jucării de când eram eu foarte mic, dar foarte mic. Aia am cam multe. Și stau pe... Un sărâs, dar mai multe are sorme. Glumeam, cred că singurul lucru al ursormei e ursulețul, coroana aia și poza aia, pătratul ăla alb. În rest, ăsta meu! Și ursulețul ăla în inimioară roșie, mă rog. Aici avem un ventilator cu apă, acolo coroană. Ventilator cu apă, mă, mai și mie că mă, cum pana mea e ventilator cu apă, mă, păi poate există, dar cu știi că este ventilator cu apă. Fai de capul meu, au fost 10 lei de la max, ești prost, bă, ăsta e scump, bă, fai de capul meu. Am dat atâta la locația mea pe lună pe el, ești nebun. Într-o mi-am. Stați liniștit că prima dată această cameră îi aparținea lui sora mea, așa cum este a mea. Avem un... Băi, lui sora, dar sora ta unde că e acum, că sunt curios. Pe rudea ta, combinație foarte ceva, peste, glumă.
Îmi pare rău să strig visele, băiatul, doar că sora mea este la casă. Ei, măritată cu un copil. Deci, dai noroc. Dacă te uiți la vin. Prețul foarte mare și... Sper să vezi videoclipul ăsta. care nu mai știu eu cum spuneam. Încă-l mai am pe Cookie! Încă-l mai am pe Cookie, aici sus mă veghează noapte și uite la mine când dorm. E straniu, rău de tot. Să trecem mai departe. Aici, doamnelor, domnilor, avem o cutie minunată de la un televizor Samsung. Ai cutie Samsung, ha? Deci nu minte. Încă mai am cutia aici. Nici măcar nu știu unde e cutia, cred că m-a aruncat. Ba nu e aici după ușă. Ba e aici după ușă. Milene să vă arăt. Să explic eu ce este cu ea, doar acceptat puțin. Și aici avem o perdea foarte minunată, după cum vedeți. Cui o păsa de prostie atât de la geam, perdeaua, nu cred că-i pasă nimănui. Cred că o să primeam mai 50 de like-uri pentru că i-a dat o perdeaua aia. Oameni buni, uitați pe deaua mea. 10.000 de like-uri pe chestia asta. Bă, nu cred că nu o să-i peste pe deaua mea. E că duce de înainte, vadă că calculatorul tot și pe ce pe haine. Bă, știi cum e? Pe atunci eu cream că turul camerei înseamnă să arăți tot. Dar tot. Efectiv tot din cameră. Ok, hai să continuăm. Și aici avem multe, 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 a, e grădina, băiatul, mă, lasă-mă. Multe, multe. Hashtag florile lui bunica mea. Am stat să zic cam multe. Și aici se află niște adidași de-a mei care, adică adidași, niște ghete. I-am dat și o seama că i-am pus la... Adidas Abibas! Încă îi mai am! Nu, serios, chiar nu scrie Adidas pe, scrie Abibas. Sau a fi... Nu, Abibas. Serios. Bă, dați buni! Stai să se vede, nu se vede, dar scrie pe Abibas. Zic că e palmier și scăpa am să... Încă-l mai am! Planta asta ceva... Ceva palmier? Îi am văzut, a zis bine, băiat. Spuneți voi în comentarii. Și aici se află niște coșuri de la nunta lui sora mea. Care nu știu ce caută aici, habar n-am. Bă, tu te pui și-a lăsat sora de acolo, bă, bă, problemă. E însurat, alibi, las. Bă, ce-a lăsat tu? Bă, și nunta ta, o să vină și nunta ta, așa că o folosiți tot pe aia, nu cumpăr altă, așa că sora ta e deșteaptă. Mă uitam să văd dacă încă mai am coșuri alea, dar nu le văd, deci cred că nu le mai am, cred. Poate să acolo după masă, dar habar n-am. Poate să acolo, nu știu. Aici avem un televizor Samsung mai vechi. A, gata, nu. Ce mă, ai cutie, ai de Samsung acolo și tu ai tot televizor pe ăsta vechi? Am zis că ții minte cutia aia când am văzut-o. Nu, că acum mai bine, acum zic eu un comentariu ăsta mai ciudat. Ai televizor de ăsta vechi, dar ai plasma, ce până nu fi televizor, că o fi cum vede plasma micuță. Și acum cred că o să spună că e al lui soțul meu sau al lui taică, nu? Asta e că la bine las să vorbesc. Încă mai am televizorul! Serios, încă mai am și nu cred că o să-l schimb, că pana mea oricum nu mă prea uit la televizor și de ce să cumpăr în pana mea o plasmă să stea acolo, că eu oricum nu mă uit la televizor așa mult, deci... Celălalt televizor Samsung, pentru că acel televizor Samsung a fost al lui sora mea și l-a dus la casa ei. Acum eu l-am fel ăsta și sigur o să mă întrebați voi acum, dar de ce nu cumperi altul? Pentru că de ce să cumpăr alt televizor care face tot același lucru când ăsta merge perfect? Adică... Păi simplu, tu te gândești că ăla mă scăpă, poți să-l bagi la calculator să ai două monitoare. Dă! Dar nu, du-te duce cap, bine, 100 de abonați pe mine mă duce cap, am 200, dacă mă duce un pic mai mult. Ce vreau să zic, ăsta merge perfect, mă uit la el totul bine, de ce să cumpăr altul care cred că nu știu cât e o plasmă, undeva pe la vreo 500, nu știu cât de... Bă, nu chiar 500, uai, 15 milioane, dar nu e mult, mă, pentru mine e cam puțin. Avea 15 milioane, stai, că 15 milioane nu n-o dat sormea pe plasma ei, cred că o dat vreo 2200 lei. Dacă o vrei nou nouță, îi vreo 15 milioane, dar dacă e de la second hand, îi cred că vreo 5-7 milioane, pana mea. Un video cu Transformers de game pe PlayStation arată că l-am luat. Dar mele să fac așa, când că nu fac. Lei, de ce să cumpăr un nou televizor când am pe ăsta care e foarte bun? Da, aici avem un pământuc de praf, ca să puțin așa. Foarte, foarte minunat, foarte minunat. Te frâneam pe camere, ce sus avem niște tigri,
baloane, da, copii mic, fapte în suplanță. Încă m-am, încă le mai am jucările, uite la acolo cum stau, uite la mine. Tot e straniu. ATV, încă niște baloane, asta am cumpărat-o de la Marge Târg, nu mai știu, un post care am cumpărat-o, e foarte faină, chiar o fost faină și a fost doar 15 lei. Doar 15 lei. 15 lei? Eu am găsit paia cu 5 lei. Ai pierdut un bani degeaba. Avem acolo... Au fost banii lui maică mea, deci... Țeapă. Niște Lego, după cum vedeți, da? Tot de când era mai mic, da, nu știți? Eu nu mai mă joc cu el, pentru că m-am plictisit foarte tare. Și nu glumesc. Nu că te-ai plictisit, dar și tu o vârstă, nu mai ești copil. Dreptate! Nu că m-am plictisit, că nu te crede nimeni. Dreptate! Eu contea că am două cu de jucării și chiar așa cum am vrea să mă joc cu el, după aia mai. Gândit, dă! A fost atat, cu toată mai tu. Bine, de câștigi o șapte ani sucranță, de-aia te pisi de ele. Dreptate! Aici se află tot niște ceva minificuri. Ceaușescu la putere! Gata, mă, i-am găsit... I-am găsit calculatorul de gaming, mă, 14.000 de euro, de unde? 7.000 de euro, cu și cât o costă așa, că cât de... Păi să vedem, calculatorul este de la second hand, a fost 700 de lei, i-am mai luat eu o placă de video GT 420 cu 251 de lei, monitorul Philips, care mi l-a dat unchiul meu, și tastatura, mouse-ul și alea de gaming, căștile de gaming, care au fost undeva la 150 de lei kit-ul. Deci, practic, e un calculator de gaming, într-un fel. Low budget. Este ce unde o să ai, că sunt cred că unde o să ai. Meu? Păi 90 care, maxim 7, ce 7 maxim care. Da, am Windows 7. Professional, cred că, sau Ultimate. Nu știu exact care. N-am dat 1000 de lei. Pe ce? De eu pare că s-au 50 de lei. Vai, pe scaunul ăla cred că o să-l iau. Când o să-i vină vremea să nu mai fie scaunul ăla, eu o să-l tai și o să pun pe perete ca și Codrin. Să-mi ba pixul că scaunul ăla, eu l-am... Stai, de scaunul ăla... Pe scaunul ăsta de gaming a meu, o stat și sora mea, stau și eu. Vai de capul ăsta, cred că mai e vechi ca mine, mă, scaunul ăsta, ești nebun. Și încă își menține forma, adică nu-i spart, nu-i strivit, nu-i rupt, nu-i... Scaunul normal. Vai, ce monitor aveam să-mi ba pixul. Încă-l mai am monitorul, e acolo, în colț. Băiatul, n-a spus nimic de microfonul ăla care l-ai acolo. Pe bune? Microfonul ăla nici nu l-ai văzut, cred că băiatul nici nu știe că ai microfon. Când a venit cu bio, a văzut bio ăla, microfonul i-a pus acolo, de formă, e bun microfonul ăla. De formă. Fixativ pentru părul meu, telefonul meu de 4 cacarate. Băi, ce telefon ai de la cacarate, nici nu cred că e cacarate ăla. E că e mine, e că e 2 cacarate, nici 4 încă îți dau pe ăla. Foarte, păi dacă două carate mă duc direct, cu el direct la manet, ești nebun. Și... Nici măcar nu știu dacă există două carate. Habar n-am. Pixul. Din asta, sportul de creioane, habar n-am, nu știu cum îi zice. Hai de cu și aici se află tot niște minifigurine. Aștia toate în spate. Da, nu știu minifigurine, mă, dacă nu știu minifigurine, că asta nu știu, a, asta nu știu, maică mea. Și ăsta tot nu știu de unde. Încă le mai am. Vai de capul meu, eu m-am speriat rău de tot să-mi bag pixul, deci era să fac pe mine. Glumeam în pana mea. De fapt, era sută, nu prea s-a dat diferența de când la început, pentru că ea cam e obișnuită cu lumina aia, când ai oprit-o și a restul două secunde, e aceeași lumină. Cum să mă sperii? Da, las. Treaba, poate să sperii, că se sperii și la umbra lui. Așa că, asta-i. Mă, și cam atât aici avem niște covoare, după cum vedeți, foarte, foarte frumos. Cred că spui acum, tot de la sora mea. Nu i-a plăcut rozul în viață, decât așa de mică. Și mă gata cu foale, le vopsea de acolo, am un spray de vopsea, bag verde cu negru. Gata, și gata mai șmeche camera. Mă, și cam atâta am vrut eu să fac. Încă mai am covoarele. Eu sunt așa genul ăla de om care... nu contează că e vechitură, eu tot îl iau acasă și îl păstrez acolo, un beci acolo, un colț undeva. Dar știu eu că e acolo și o să-mi trebuiască cândva. Nu știu când o să-mi trebuiască mie. Mai putea să arăt ceva, ce-ai supat, prindul lapul, ce mai... Bă, m-am gândit să arăt, doar că trebuia să mut mobilă și apoi să mut în la loc și tot așa, știi, ne. Și gata, și mai aveai că săptămâna de 5 minute de filmat în plus, dacă asta e, vedeți ce mai făcut. Ce se pare mai mult pentru că
Da, ma au dat să ne ATP cu Ima. Au dat să ne ATP cu Ima, că unul chiar ne ATP. Niciodată să nu spui niciodată. Da, becu, am văzut multe de astea cu să spună despre casa, camera lui, cum ai tu, camerei. Mă spun de bec, să mă pice de pe singurul care n-a spus nimic de bec. Păi stai, poate o să spun la final, dar las, aflu eu. Dar știi că încerc să mă prind toată camera, dar nu cred că reușesc. N-ai cum să o prind. Nu reușesc să prind toată camera, numai așa dacă pun. Stai, numai așa dacă pun. Hai că-i de ajuns, nu să văd toată camera. Și cum domnilor și domnilor, dacă v-am făcut like, subscribe și un magnific share și... noi ne vedem următorul episod. Vezi, niciodată să nu spui niciodată. Niciodată să nu spui niciodată. Bun. Nu știu, nu. Era sigur, n-am dat cum, era sigur nu. Că făcea chestia cu lampa, mă. Era sigur o să o arate. Că am zis că n-a spus nimic de bec. Era cum să nu spun nimic de bec. Trebuia să spun și de bec. Am dat de care am. Nu știu ce e asta. Aia vede de aici, până mai aia vede de acolo. Vedeți ceva model floral? Dacă vă întrebați și chestia asta, habar n-am. Eu am zis că n-ai de ce aia, dar nu am. Încă mai am, încă atârn acolo. Și o văd în fiecare noapte. Și se mișcă. Și din nou, este straniu. Ia știu că s-a spus, ia știu că a uitat. E ceva nu că cu țep, nu știu că știți voi, dacă știți. Mi-am dat seama că geamul de la mine e deschis și cred că în momentul de față mă aud oamenii de afară. Că sunt niște oameni afară. Dar nu-i bai! Mam! Că ceva nu că puțin habar, n-am. Hai că închem și noi video. Era ziul că uită, că a uitat de bec. Era la cum să întorci, tot lumea spune de bec. Bă, dacă spui de bec, măcar să fie lampă de aia cu lumini culoate, mă, de aia de club. Că o am în camera. Ai pretenții. Mă, chiar să dea spa, nu au stat bine, dar mă, stai. Bă, hai că și noi cu reacționează la ce... Și cam atât a fost, doamnelor și domnilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Vă spun încă o dată, nu aduceți hate la băiatul, pentru că eu i-am cerut să facă asta, eu i-am dat like și am și scris un comentariu că e perfect. Serios, dați like la băiatul dacă vreți, vă puteți și abona, aveți link-ul către videoclip în descriere. Deci, da. Până data viitoare am fost Big Wolf și noi ne revedem în următorul episod. Pa, pa!